Împlinirea a 200 de ani de la nașterea marelui erou transilvanean Avram Iancu a fost marcată printr-un eveniment de excepție intitulat Marșul lui Iancu. Acțiunea a fost organizată de către Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara și Primăria Comunei Baia de Criș. Ieri, peste 1000 de hunedoreni au ales să îi cinstească memoria lui Avram Iancu și au pornit într-un marș de la Casa Muzeu Avram Iancu din Baia de Criș spre complexul de monumente Țebea. Cu cocarde în piept și steaguri tricolore, oamenii au ajuns la mormântul Crăișorului Munților. Aici, în semn de respect și recunoștință, s-a intonat imnul de stat și marșul lui Iancu, urmat de alocuțiuni ale autorităților locale și județene, precum și o evocare istorică susținută de profesor dr. Dumitru Preda. Da. Când vorbești de Avram Iancu, imediat îți aduci aminte de Baia de Criș, de locul unde a murit Crăișorul Munților și mergând mai departe, Țebea unde este mormântat. Pe mine mă bucură faptul că Direcția Generală de Promovare a făcut pentru prima dată această întâlnire a moților aici, în sensul că Marșul lui Iancu, pentru prima dată. 1000 de oameni au fost prezenți astăzi aici la acest marș, de la casa unde el a murit până la Panteonul din Țebea. Și mă bucură faptul că acești oameni, chiar dacă a fost cald afară, au arătat că au patriotismul în sânge. Încă o dată îi felicit pe toți, pe cei care au fost prezenți. Un eveniment cu totul și cu totul aparte în această zi de 26 mai. Și nu este organizat întâmplător în 26 mai, pentru că știm că Avram Iancu s-a născut pe vremea cireșelor, așa cum spun oamenii din Apuseni. Un eveniment cu totul aparte, pentru că, iată, în această zi, atât Centrul de Cultură și Artă, cât și Direcția de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Consiliului Județean Hunedoara, deci iată două instituții care și-au dat mâna să organizeze un eveniment frumos. Un regal folcloric a încheiat evenimentul. Artiști consacrați ai județului și nu numai au interpretat cântece patriotice pentru a cinsti curajul și dârzenia moților conduși în lupte de Avram Iancu. Cornel Borza, Liliana Laichici, Mariana Deac, Ciprian Roman, Felicia Stoian, Cristian Fodor, Ciprian și Mihaela Istrate, Ciprian Pop, Ionel Coza, Mihaela Oprea, Cătălin Furdui și Cătălin Dudaș, acompaniați de ansamblul profesionist Drăgan Muntean, au oferit în a doua parte a zilei un adevărat regal folcloric autentic. Potolește tu furtuna, stinge focul dintre frați și fă să sorbim iubirea cei ce suntem adunați. În această a doua jumătate a zilei, un spectacol folcloric organizat de către Centrul de Cultură și Artă, așa cum spuneam, cu nume mari ale cântecului popular și din Hunedoara, așa cum cred că i-ați văzut deja în scenă, dar și interpreți din țară consacrați care au venit cu repertorii speciale pentru acest moment. Centrul de Cultură are, așa cum știm, în calendar o serie de evenimente anuale, dar având în vedere faptul că suntem în anul bicentenar Avram Iancu, avem un calendar de evenimente dedicate acestui an omagial. Sunt acțiuni la care publicul participă într-un număr mare, sunt acțiuni culturale pe care noi ne străduim să le facem așa cum trebuie, nu întâmplător, sunt acțiuni care până la urmă ne reprezintă, ne promovează ca și județ, ne aduce în fața unui public care poate nu are foarte des posibilitatea de a participa la astfel de evenimente. De aceea datoria noastră este să fim aici. Doamne ajută la tătălaltă, la-i 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 la